Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la Sniper Elite 3. Dar mai bun, știu că am făcut acum foarte mult timp Sniper Elite V2 și tot am promis că am să fac Sniper Elite 3. Făcusem rost de joc și mulți au zis, bă, că nu merită, bă, că n-am mai avut tot timp și nu știu ce. Și mă gândesc că o să fac mai timp videoul ăsta. Și dacă vreți să fac serie la jocul ăsta, puteți să lăsați, nu știu, cât mai multe like-uri. Zicem, dacă video ăsta trece undeva de 300-400 de like-uri, atunci am să fac serie cu jocul ăsta. Dacă nu, o să vedem. Deși dacă se apropie de numerele astea, asta, de obicei nu-mi place să spun chestia asta, dacă se apropie și văd că foarte mulți dintre voi vreți în comentarii că vreți să fac serie cu jocul ăsta, că probabil nu e lung și chestia genul ăsta, atunci am să fac serie cu el. Așa că hai să vedem cum începe jocul, cum se simte și chestia genul ăsta, pentru că nu plănuiam să fac serie cu jocul ăsta. Uite că mi-a picat la mână, am zis și ce, fuck it, hai să facem. am să joc pe nivelul maxim, normal, nu? Dăm pe tatălea. Țin să mulțumesc că mi-a plăcut Sniper Elite V2, a fost funny. Mai zic că ai X-Ray-ul ăla și a fost așa. Șmecher. Este crossbow din Africa. Dar în Africa. As the British and Axis armies face each other across the Libyan-Egypt border, the front line swings like a pendulum across the western desert. A harsh, unforgiving strip of land between the Mediterranean and the Sahara. I see. Mechanized warfare has come of age. Here, tanks are king. Depinde pe ce clasă joacă tanci ăștia. Of a boat filled with replacements and reinforcements. Young men blindly rushing to their deaths. None of them are comfortable having someone like me around. Suits me fine. Most of them won't make it out of your life. Ce voce de badass avem aici. Rommel was kicked out during Operation Crusader. Okay, so this one was that. Once again sweeping across the western desert. Războiul a durat 5 zile și 3 nopți. Dar știu, n-a avut nicio logică. Îmi plac ca cele două X-uri. Părerea ar fi trebuit să fie semnul naziștilor sau ceva. De fapt, ai greșit, pomiță. Ok. Hai să vedem cum treaba asta, nu prea am fost atent la story, dar m-a prins. E, what the fuck, ăla se pișe în capul lui? Ok. That's fucked up, son. V-am spus, mi-a plăcut al doilea Sniper Elite, V2, și apoi ăla cu Zombie Army a fost destul de fun. Iar ăsta arată bine. Adică pentru joc care are deja, cred că 2 ani de când i-a apărut, arată bine. O să dați imediat de ce mi-a plăcut al doilea joc. Cred că n-am jucat și pe primul, nu mai țin minte, sigur. Ok. Timpul să salvăm situația, băieți! Ok. Oh, deci nu sprinteză pe shift, am înțeles. Oh, vai. Care intră. Stai, vreau să-mi pun și eu kill. Da, mă, asta vreau să fac. Jesus. Hai. Așa ține apăsat și BOOM! Uite, de asta îmi place jocul ăsta. Sunteți gata? Sunteți gata? Brrr. Oh, mai uite, un glonț! Oare ce să... Poate spune că l-am uimit atât de tare încât i-au explodat creierii. Uite încă unul. Hai să tragem acolo. Îmi place chestia asta. Săracul nu mai are ce să mai zică. Ah, acum trebuie să plecăm acolo. Ok. Aparent jocul a rămas la fel de fun ca înainte. Ca atunci cum mi-l aminteam eu. Acum nu știu dacă spun și facecam în jocul ăsta, un joc de genul ăsta nu prea merită facecam and shit. Tap toggle objective, search for spot, oh, found it. Calmează-te. Tot. Woo! Oh, uite, i-am schimbat dinții. Săracu. Oh, cred că i-am reparat gâtul.
Damn. Săracu. Săracu. Să s-o opăresc chestia aia? Sau cum? Kill the remaining spotters. Unde se... Oh, shush. Și să trag în chestiile alea. Use B. Ok, las punctele nasoale, ok. Aha. Boom! Mamă, cât de tare e! Ok. Cred că acolo, a, era. Nu știam exact care e treaba. Zdu. Lol, cât de șmecher e. Ok, s-ar putea să nu pese de numărul de like-uri, să tot fac serie cu jocul ăsta pentru că arată super tare. What the fuck, un pic de bombe. Fugi, bobiță, fugi! Ok. You are hurt, Q. Cum o piatră acolo? Germans are using You are hurt. I have to do something about that. F. Ah. Deci cu asta selectez și după aia acolo folosesc. Ok, am înțeles. Easy. Da, deci pe shift merge. M to look at map. Frumoasă hartă. A, și acolo e bit, e bătăi pe minut. Ok, m-am prins. They won't hear me approach if I crouch. Da, ăsta trebuie să-l bate cu mine, nu? Stai, așa, dă-mi și pistolul. Știu că am un pistol. What the fuck, ținta aia? Cum i-a făcut capul? Ia vreau să-i văd fața, uite cum îi face fața. Vedem ce are prin el. Doamne, săracu. Oh, page. Time to use the well rod. Use well rod. Oh, well rod e ăsta. Ok. Ok, m-am prins. Știu care-s fazele inamicilor. Fata, dar i-am tras în cap! În găleata aia de pe capul... Oh, trebuie să mă folosesc de sunet. Probabil. Yep. Cum omor eu doi deodată? Probabil că nu sunt atenți, pot să-i omor pe amândoi. Da, da, da. Da, mor eu odată, Jesus. Stai la acum, el reziste la glanțe, băieți, adică că știți, el reziste la toate glanțe. Mă, dar mi se duce camera 360 de grade, așa, gen... Black sunetele ce sunt, sunt autentice-ish. Ce era, da? A, puteam să iau armă. Ok, acum pot să merg normal. Cred, stai așa. Sau nu pot. Stealth ninja, bobiță. Oh, trebuie să mă folosesc de sunete, am înțeles. Place dynamite. Dynamite. Și am aruncat-o. Când bubuie? A, nu mai am acum, grozav. O, oh, așa. Oh, fuck!
my god! Asta nu mă așteptam! Deci cât de random a fost șmecheria asta, deci m-a dat... Pșuf. LOL. Îmi place cum le pică plombele alea de acolo. Trage una în găleată. Ok, hai să încercăm de aici atunci. Da, mă. Cea grenadă, două. Ok, cred că sensibilitatea la mouse e super, super mare pentru jocul ăsta. Mă, nu știu ce să cred. Nice. Mai sunt papagale de acolo. Mai e aici. Și unul fix aici, pe stânga. Să mă duc să-l aranjez. Yo, boss! Zi-o în poveste! Ups! Wow! Hai să-l atinge... Oh! He's dead, boys? Ok, hai să-l... Doamne, cât de funny e jocul! Deci, nu știu, mi se pare hilar felul cum ăștia se duc așa random și mor. Da, așa. Woo, triple kill, boys! Nice. Ok, acum hai să aranjăm și pe aia de sus. Fost tare. Trebuie să recunosc. Sunt mișto chestiile pe care poți face în jocul ăsta. Mă ajutam să fie așa de hilar sau slash amuzant. Ok, sunt trei aparent, să am grijă. Papagalul care stă acolo, pe care trebuie să-l iau primul. I've been promoted! Oh my in god! Stai așa. Stai așa. Stai așa. Hai așa! Gata, mă! Ia, mă! Băi, ești nebun! Și-a dat curat cu grenada de-aia. Băi, cât de... Network is neutralized. I might as well check the ridge. Cât de perfect a putut să pice chestia aia, mă, leș. Fii atent, Bobiță, o să aruncăm o de-aia de avion. Ești pregătit, o să-ți facem cea mai rampă dintre toate rampele. Mă, leș. Call this super mega fake. Uite, uite cât de perfect a picat. Uite, mamă, rampă convenient făcută. Bă, da, se părea că jocul ăsta se cheamă Sniper Elite, nu... I don't fucking know. Wow. Run, Bobby, run! Oh my god, acel tank totuși. Yeah, Sniper Elite 3, Africa, intro, what? What, what? Bă, nu e rău. Nu e rău, până acum eu mă distrez. E super tare, e ca și... Încă vreau să fac figura din Sniper Elite 2, gen să trag și să mi se vadă cum îi crapă coaiele. Chestia aia mă amuză de mă cac pe mine când fac chestia asta. Dacă reușesc să fac chestia asta, știi? Oh my god, level 2! What? So much level, man. So... We lost to Brooke. Yeah. But my work had drawn the attention of British Naval Intelligence. Mm-hmm. They've been following one of Hitler's protégés sent to Africa. A ruthless advocate of nerve agents in the last war, General Franz Wallen. They're in flight, close to the bomb, that's the heavy metal. Dark, so they want me to investigate. My first port of call is the Gaborone Oasis, an Axis transport hub. Scout teams and commanders pass through here, along with intel. I have the cover. There's a few officers in the area. So that's where I'll start my search. Deci începem pe acolo, hai pe necroim drum pe acolo. Okay. Cool. Perfect to set up my rifle. If Valen's been here, there'll be a trail. Uite, dacă trebuie să dau click pe ceva. And I'll find it.
Cool. Cool. Not bad, not bad. Ok, mai bun, cam asta ar fi tot pentru această primă parte din Sniper Elite 3. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să continui seria asta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!